hai, noroc că am revenit, stop pe drumuri. Am fost la Brăila, momentan acum am fost la Brăila, am fost la patinile pentru sănătoare acum când schimbam, pentru că deja s-a uzat. Și după mai bine că m-a sunat Petrică că o pătit-o, nu știu ce prostie asta, să-ți vă arăt. De la o fulie și curge ulei. La un injector, ceva gen ar fi ăsta. Și curgea ulei și mai bine că l-am găsit pe stoc la concep. Și prostia asta, mi se pare alea cam scumpă totuși, 8 milioane jumate. Nu știu ce e așa scumpă, dar în fine. Și acum ajung la Dicor, l-am să cumpăr niște fiare și dălzi pentru plugul ăla la Madara de la ei. De aici l-am luat și... Ia de și el, uite asta la camera, că de asta traga să ajung mai bine. Au restul de mare parcul aici la Braniștea. Mi-a deschis bariera frumos. Aici e parcul la Braniștea, la Dicorlan, este super, un parc destul de mare. Și iau niște dălci fiare de plug pentru plugul ăla Madara și revin. Nu filmez pe aici, când am, adică nu mă simt nicio ok să filmez când e cineva de față pe aici. Bine că nu se vede nimic în interiorul, că sunt foliile. Hai, revin. Hai, salut, am revenit. Azi e marți, luni, 24 august. A venit băiatul de lucrează cu el noaptea, în cazul ăsta trebuie să lucreze cineva de noapte cu el și eu, cineva de noapte cu el și cineva ziua. Și eu sunt cel care lucrez noaptea, vă dați seama că n-am cum să mă partă în două locuri și lucrez pe două locuri. Îl suflăm, îl pregătim pentru tura de noapte și acum lucrez eu pe el. Asta e mai mult o Iolana, un purculeț ca mine. Hai, salut, Liviu! Bă, bun, treaba, care viața? Cum o fă, băi, dar ești alb, bă. A? Ești alb. Dar n-am fost la plajă. Prea mult, a fost frig, nu a fost frig, știi. Da, cheia. Bă, am fost ceas mai potrivit de acolo. A? Da. Da. Nu-i plouat? Să se întâlnește diferența. Așa unui capacul. Ce? Bogatește la trier aici. Ha? Bogatește la trier. Cine a zis? Aia bluf? Ia geanta. Stai așa. Ce
nu? Nu, de ajuns. Atâta trebuie, nu mai mult. Te pechisești după. Ia. Închide ușa, hai să supra o leagă, nu știu că e foarte. Așa. Hai că pun mâncarea până mai târziu. Acum mai astăzi de noapte. Azi. Și lucrăm, continuu, nu oprim deloc la Tiger. Unde am pus cheia? Cheia la mașină, cheia. Mai mulțoia asta la Ana, să-l pun undeva. Oare pot să-l pun aici? De aici până. Așa. Scaunul acum mai sus. Începe să-l pun acum. Fiecare are reglajul lui, vă dați seama, el are 100 ceva de kilograme. Eu am aproape 80. Ce? Am ajuns la deal, scoți colțul ăsta cu un rupi. Care? Uite ăsta, îl lași jos și scoți. Așa întorc el mi-a luat capăt de jos, nu? Și îl lași jos. Da, am înțeles. Îl rupi că intră în pesiuni. Da. Lasă-o să îl lasă aici că... Nu caz ceva. În caz de... Până la una prostie aia trebuie cumpărată, n-ai, faci tu așa treabă. Nu o faci tu treabă așa. Da, acolo stătea... Atunci stătea fix. L-am stătea sudat acolo. Da? Bun. Ai făcut toată fața fermează sau mi-ai făcut șef-joi? Am fost o brăzătură, mă. Oh, am înțeles, atâta. Da, da. Ia să vezi de afară, vezi de afară. Și proaștică. Auză, căzut sus tu ceva. Stai să mă sui sus. Trebuie luată până la urmă o pompă la bazinul acela. Stai să chinui așa cu bidonul. Opa. De așa. Noi aici n-aveam nicio pompă la bazinul ăsta de 1000, să-i punem și acum, chiar acum. Trebuie să-i punem o pompă ca să alimentez cu pompa, așa, două până la urmă la tractor. Nu mai stai acum fiecare dată cu bidonul. Bine, până la urmă mai tot cu bidonul ajuns la un moment dat, dacă sunt... Asta vine mereu în fier, dar mare parte cu tractoare și cum sau mereu pe deal, vă dați seama că tot cu bidonul punem, adică e tot aia. Cablu, spunem, ăsta rezervoar 70 de ablu și consumă rezervoar la 3 rezervoare de motorină, cam așa e treaba. Motorină? Sper. A, tu ce? Promoteală. Da, mă duc la Tiger de noapte. Și v-am spus, da, în situația asta n-ai cum să lucrez și eu și... Opa. Aici e cale ferată. În situația de față n-am cum să lucrez și eu și băiatul. Eu 24 din 24. La mine toți băieți știu să meargă tractorul, dar am decât unul, doi... doi băieți care știu gen toate comenzile, gen... știu să meargă exact cu mine, cum merg și eu, merg și ei, adică știu să facă tot cum fac și eu cu el. Filmez acum prin centru.
și după o să închid camera și revin mai pe noapte. O să pun pe Instagram niște un story ceva, să vă lăsați acolo subiect de vlog, că se filmează noaptea asta. Cât sateliți am? Am 9 sateliți cu Trimble. Abia l-am pornit bine, oricum. Ce am observat, mi-a mai mult sateliți gen timp. Nu mi-a așa din prima, baf, 12-14 sateliți din prima. Hai că trec, ajung acum în centru. Aici este un târgu Bujor, județul Galați. Azi e luni, altă zi de când filmez, am filmat vlogurile mai devreme cu, cum îi spune, vlogurile mai devreme când am fost la Galați, după piese, după ce am mai fost eu. Așa. Are el ca 33 de hectare. Ia uite, dimineața de la 7:30 până la ora 6:30 fac 33 de hectare la Tiger, băiatul care a fost în locul meu. Mi-a porcă lept de piesă. E destul de liber, v-a dat seama că ai deja ora 6:30, toată lumea acasă, nu mai, nici n-ai mai pe stradă. Mă intimidează lumea când văd camera asta pe cap. Cine e asta, mă, salut pe mine? Hai, dacă mă lași tu. E super lung Tigerul ăsta. Trebuie să ai mare grijă cu el. Toate de asta i-am spus să nu să mă lase. Acum trebuie să stau să mă tine, să fac viraj pe aici cu el. Analizăm dreapta. Liber dreapta, liber stânga. Gata, revin la noapte din brază, m-am pupat. Băieți, am revenit cu vlogul care îl facem o zi din viața mea. Acum e ora 10, mai stăm și mai stau până când se termină motorina. Pe zi vor cam 3 sfert, adică așa ajung cam numai dimineața acasă. Hai să pitam Tiger-ul. Fac aici colțul ăsta aici lângă drum și am să filmez doar partea asta. Na, că nu prea am ce filmez, nici n-am ce subiect de vlog. Dacă vreți să vă mai filmez, lăsați-mi un comentariu subiect de vlog. Fac aici la marginea drumul, ok, puțin. Și e mers cu mâna, că na, cu GPS-ul pe distor, așa cu mâna mai vedeți acțiunii. Gen, merg cu mâna, că e colțul ăsta aici, că altfel vă dați seama că nu mergeam eu cu mâna. Cu mâna, da. Viteza înaintare cam de 12-13 km la oră, uneori chiar 14, depinde cum de greu tractorul. Acum, de exemplu, aici văd, acum văd că are un 13,5 km la oră, ia uitați. Sper să vadă destul de bine. 12-13, cam așa se învârte. Fac aici drumul, aici partea asta de lângă drum și mă cobor la vale și merg cu continuare pe GPS. Și da, v-am spus că n-am ce vă filmez pe GPS, că nu e destul de interesant pentru voi. Hai să întoarcem. Acum nu toate luminile a prins, să fie clar, sunt doar luminile deasupra din, cum îi spune, am un lapsus. Sunt doar luminile sus, proiectoarele LED. Acum, abia acum i-a prins tot. Dar mie mai mult îmi place să merg doar cu astea LED. Până pe 2, așa, merg doar cu LED-urile. Hai să cobor Tiger-ul. Lucrez așa cu butonul alb. Lucrez așa cum tot cu butonul alb, că mi se pare, ce mi se pare, e mult, mult mai ușor. Pentru că trebuie să, așa, dacă aș fi, l-aș lucra doar din butoane de jos, aș trebui să apăs 4 butoane. Cel din intră pe GPS, cel din intră pe viteza de brazda auto 1, adică cel din ridică Tiger-ul, coboară Tiger-ul și cel din coboară tiranții. Aș fi 4 butoane, tiranți, hidraulic, asta GPS și auto 1, adică viteza, 4 butoane la fiecare capăt. Hai să mă cobor la vale. Așa, dau tractorașul ăsta. Da, cred că ați fi cu acest vlog. Am făcut tot aici colțul ăsta până la vale și mă duc la vale. Acum merg doar în lungime, nu mai am nimic, adică făcut colțuri nimica. Mi-a luat de o grijă. Sola asta are vreo 70 de hectare și fix asta de lângă a mea. Mai peste drum mai oleac, mai încolo tot a mea. Aici sunt cam soli una lângă alta la noi. Da, iar până la viitoare v-am pupat. Ceau! Sper să vă placă vlogul ăsta. Ia până atunci dați un like, un share, un follow pe Instagram Valentin de BB Bubu și pe Instagram Ana Costache. V-am pupat, ceau!